Băi, avem o cafea la dispoziție. Bem întâi și după ne pândim, nu? Ce am zis? Pa, mă trezesc, fac repede o cafea, pac, pac, bum. La drum la calculator și dintr-o dată aud. Zic, bă, ce pana mea, care culoare o fi crăpat, frățioare? Zic, calculatorul pornit, m-a pus și a pus așa pe fonta de la cooler pe mijloc, ca să nu-mi retez degetele. Mă uit la coolerul mare, ok. Mă uit la coolerul din spate, apăs pe el, gata. S-a tăiat sunetul ăla oribil. Domn Cristiano, 25 de stelțe de la Domn Cristiano, forță! Yo! Și zic, bun, am început să crape, clar, se vrea schimbat. Că am înțeles, mi-ai zis de vreun an încoace, de 2 ani încoace că vrei să te schimbi, te schimbi. Să vedem cum o să vină și componentele vieții. Bun, hai să luăm și noi o cursă. Wilhelmstrasse, mi se pare că am luat-o deja și a rămas doar să o fac. Și dacă vreau un new game? Ah, ți dau un new game, Panamera. Începem de aici frumos. Și ne plimbăm. Vreau să deblochez tot. Ne plimbăm până în Luxemburg. Direct, pam! Și am zis că vreau shuttle. Și dăm next. Și ne plimbăm iarna să vedem cum e. Așa, să vedem cum e. Și hai să ne uităm și noi pe un pic. Da, doar un pic așa. Și dăm next. Hello, hello, ia să încine Domn Cristiano normal. Yo, Agnieszki, yo. Mana suficient, yo. Salut și mulțumim pentru like, yay! Ce mai ziceți voi? Da, și m-am apucat să te conectez firul de la culorile din spate, am pornit MSI-ul să văd cum stau cu temperaturile. Momentan e ok, 64, o să-l vedem, o să-l urmărim. Așa. Ce să mai facem aici? Să punem superstarurile aici. Yep. Cătălin, mi-a scris care e butonul de like. Era nu le iau, ăștia lucrează și iar nu au treabă. Sebastianile, eu, forță, eu. Ce faci, Sebastian? Așa, și oricum mă gândisem eu la o carcasă, că trebuie să iau o altă carcasă. Asta care o am eu acum nu prea o să fie foarte eficientă la răcire, cred. Voiam să o folosesc, dar acum dacă încep să crape astea... Ih! It sucks, man. Ia uite cum se... Hai, volanule, firar! Hai să salvăm jocul, așa. Se turează singur volanul meu, firar. Cum fac să-i dau main menu? Load. Aici ne load. Load. Ia. Ok.
Mucho rau. Hello, hello. Chavalopo. Dai, andati a Arna, se poco mi è. No, con questa Spanish music. Mi sa ne, io che ho qua. Se mai tu resta, sicuro te ne buono. Yep. Great, come on, you don't quit. Yep. Se tu rezi singur de nebun și așa cred că îmi făcea ieri și în Eurotruck de să auzeam motorul la Iurea. Da, pana mea, ce să-i fac? Să dau exit. Mai dăm o dată. Și încercăm să ne trezim cu cafeaua în nas. Va fi patinaj artistic, dar clară treaba. Career. Next. Realistic. Bă, dar nu vreau mă ăsta. Da. Bolândești. Aș. Dar game. Ia. Ia ca casa relaxare bună așa, lupule. Ia să vedem this time cum merge. Și revine sau îi dau foc? Care revenim, mă. Bun. Ok. Să pornim la drumel atunci. Să vedem cum se conduce iarna. Da, așa puteți să băgăm. Wi-Fi-ul. Să dăm pe căldurică 26 de grade. Uite că nu știu cum să dau. Aha, uite așa îi dăm maxim 26. Blanau. Încălzire? Nu? No? Nu? Nu avem butoane? Alte butoaie văd că nu prea avem. Ok. Sport extrem. Nu uita de cauciucurile de iarnă, dar ne-am schimbat. Mergem la munte, la Brașov, ca muzica Nins. Bă, dar chiar are feeling de la de iarnă, să-mi bat picioarele, cum se pune așa pe oglinzi. Uite, Johnule. Și cum ninge așa frumos. Nice. Umbli cu toate troacele. Că da, hai la Brașov. Semnalul, nu mai am semnal. Îmi bate vâjul. Deci chiar are
Chiar are un feeling așa de iarnă să-mi bag picioarele în locul ăsta. Eu cum face să zic. Auzi, iar ai pe domuța cu aici, lupule? Deci chiar se vezi super tare, frate. Asta e știi boss? Da, eu. Mergem în Cobenz, let's go. Salut! Ich hoffe, ich bin hier richtig. Yep. Auf geht's. Auf geht's. Și iau-te, chiar e lumea îmbrăcată de iarnă. Das Ticket. Bitte schön. Hamburg, nein. Hallo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Yep. Hi. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Genau. Hallo. Haben Sie in meiner Richtung gefunden? Ich seamnă atenția la detalii, frate. Hallo. Bin ich hier richtig? Danke sehr. Hi. Haben Sie in Frankfurt? Nein. Mein Fehler. Ja. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Mahlzeit. Ist das gut? Danke sehr. Grüezi. Bitte sehr. Vielen Dank. All good, let's go. Meine Freundin. Ich meine, das war ein paar. Care vrea și un, dă-mi un bastare de aici, care nu știu. Hai, că le-am dat cu căldurică. Așa. Măț. Învețe măța, lupule. Ce chiar a plăcut enorm. Aș vrea să nu mai revină în Bahama să. Dar frumos de like-uri, ia uite și de like-uri. Mă vezi că fuge mâța pe aici. Mi-au un aici de zor. Mi-au zi. Deci superb, frate, superb. Chiar vreau să văd cum se văd copacii și alte alea. Pe afară. Când ieșim din oraș, adică e cu schiul la Brașov. E cu un singur schi, a? Alergă un șoricel pe aici. Deci la iarnă știm ce ne jucăm, da? Fernbus. Genial. Vreau să fac mai multă zăpadă totuși. Că nu o dat la învârtită, aș o pun anii mașină și dai mine muzica mea. Am văzut-o mai devreme că alerga pe aici. Un alb cu pete negre. Ai recunoscut. Auzi. Ce bine am dormit, deci am rupt pe somn, am dormit la greu. Bă, frânele vă că țin. Frânele vă că țin. E rof. Marius Arboreanu, mersi de farou. Faci live iarna și vara cu aile cu turism. Da, bună idee, bună idee, domn Cristiano. Mhm.
toată vara pe Spania. În Bahamas vreau să fac live. Hăți. Vreau să cumpăr ceva. Deci te reclam la garda sanitară, la protecția imună, secția șobolană, protecția pasagerilor. E prea cald acum. Pă bune? Să-ți deschid geamul, să stai afară? Ia să-i lăsăm să se plângă tot drumul. Ia, hai. Benzina? Avem. E ok. Cred că trebuie să oprez radio, că mă enervează. Face. Țar mâța de râs să fie. Dar e mai 22 de grade. Sebastian, e 22 de grade, da, e temperatura ideală. Păi au să zică că e prea frig. Au ce lucește, frățioare. Lucește asfaltul, nu văd nimic. Că uite așa se împunlăvește pasajul de când vin nervos de trochineta. Trecătoarea să fac scurt. De la radio, pierde semnalul. Pierde semnalul. Acum gata, am ieșit afară, nu mai am deloc semnal, e bine. It's all good, man. Hai că vă cum s-a mai plâns nimeni, gata. E prea bine acum. 68 de grade, procesor. Ui. Sunt în Germania. Nu mă pune să pronunț că nu-mi iese. Neva nord. Ușurel așa cu sota 80-90. Încă aștept un joc în care în oraș vreau să văd mâzgă de aia de... Vezi numai pe la noi, pe Românica. Credeți, are un șobolan în birou. Trebuie să-și cumpe mobilier nou. Trebuie, a. Și că hai cu golul, domn Cristiano, sar cu steluța. Frumos, eu stau în Italia. Bună așa, Liane. Cum ai pun Italia? Dormi așa să vezi. Sunt în România. Trebuie să mă aștept până la iarnă. Ala o să fie real life simulator. Și că i-am dat din primul minut steluțe, orță, eu.
Und mal mit drei, bam. Mal habe ich Kopfhörer in der Stelle. De grade, procesorul 71. Ai, 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 ai. Trebuie să-i pun cooler în spate, clar. Deci trebuie să-i pun cooler în spate. Cam nasolică. Nu mai are evacuarea cum trebuie, 72. Ugh. Asta nu e problemă. Dezbrăcați-vă dacă e prea cald. E foarte rău, în dragoste nu dai totul din primul minut. Bună asta. Ops. Că o să-ți iei foc. O să faci niște ouă prăjită dacă vrei. La 90 de grade începem cu ouăle prăjite. Momentan le perpelim așa ușor. Dar nu e rău, nu? Nu arată rău iarna, deci chiar arată aproape realistic, pot să zic. Păi știu niște gheață pe el. Săracu, îl doare. O să pun gheață când îmi iau whisky-ul ăla. Dă-i o bere. Oho, să vezi ce bine se simte după aia. Se prelinge așa ușor pe calculator. Hăți. Aș inventa eu un cooler de la apă, dar în loc de apă să pun bere, frate. Și când rămân fără bere în casă, hăți, mai trag un pic. Să vezi așa, pun calculatorul exact așa în față și să văd cum se plimbă așa berea, știi, pe circuit și fac... Ia mei ce ar merge o bere. Că dar nu-i da acum că acum e la volan. Că ultima invenție. A inventat un blogger, un youtuber, că coolerul pe bere. Poți să și tragi, să bei. E safe. Este și anti-corona, adică știți faza cu cupru, nu? Că nu prea rezistă. Se plimbă cu acolo, îi dă cu cupru pe circuit. Și e pe Germania, pe Germania ei. Că te ții bine, Alex. Aoleu, ce prostie vrei să mai faci? Faci tu cu focea Lucian de... Ai ziceam eu că... A greșit butonul. Și el venea cu, eu nu greșesc, știu că nu greșesc. Caută de la Tony! 25 de steluțe de la Tony, forță! Yo! Hai să fie cu ploaie de stele așa frumos!
Că uite că a venit salariu. Mulțumesc frumos de suport. Șaptezeci de grade, bă, nu prea-mi place temperatura aia. Cam nasolică. Se iau în culo neapărat. Stai să vezi când o să vină Amedeo ăla, o să am 80 de grade, cred că. Dar la rezistor 80. Bun, bune, mersi, mersi, Tony. Nu cu ce rău, ci gata. Ajunge că prea multe stele fac rău la digestie. Încă 25 de stățoși de la lupul. E, portă. Acum venea Titi. Hai bă, milogule, te și asculăr. Ia de aici. Nu știu pe unde e. Ce cură trebuie să iau, cred că de la 220. M-am povestit eu că văzusem o carcasă mișto rău de tot. Mă gândeam, bă, trebuie să-mi iau carcasă, că, na, ca să fie o răcire cum trebuie. Pun două culori pe față, trei pe deasupra și unul în spate. Și mă uit eu la carcasa respectivă, era un Aerocool P7C1, carcasa, foarte mișto. Și mă uit eu mai bine și zice așa, culore 6, culore incluse 1. Zic, aha, și dai 6 mai pe carcasă și îți dau un cooler. GG, frumos. După aia am văzut niște, am văzut o carcasă în NZXT, NZXT, bă, arată extraordinar de bine. Aia vreo milioane. Și are cică, nu știu ce dispozitiv care reglează culorele, temperatura pe acolo. Zic, bă, hai să ne interesăm. Și mă duc să dau pe YouTube să văd și zice, e un overclocker de ăsta foarte bun, face el răcire pe liquid nitrogen, știi? Și ziceți că nu vă luați NZXT pentru că nu, mai mult face gălăgie decât să facă răcire. Și zic, aha, mai că e bine. E bine rău? Dar arată superb NZXT-ul ăla. 710i mi se pare că se numește, Middle Tower. Alb cu negru. Am prins viteză. A, uite ce de stele. Băi, și ce ne-am mai distrat ieri la SnowRunner. Oh, oh, oh. A fost chiar fun. Ia-uzi mățele. Mă, moța ta a făcut pui? Că ai motorină? Avem încă jumate. Trei sferturi chiar. Așa, hai să conduce și noi cu două mâini pe volan. A ajuns la 73 de grade. Stai așa că nu e așa. Upsa, upsarin. Ușurel, tate, ușurel. Ușurel. Hai că poate iarim. Arătăm ieșirea.
și stăm pe banda asta. Accident, ia uite cum arde. Poliția? Probabil. Lasă, nu-i problemă. Hat dieser Bus keine Klimaanlage? Nu, nu avem aer condiționat. Vine căldura direct de la motor. Direct de la procesor vine. Săraci. Mai țin. Sunt leșinați de căldură. Lasă să doarmă, să doarmă până la destinație. Știi că de la căldură ți se face somn. Și hai că nu vreau să vedeți cum circul eu pe autostradă. Că eveniment rar. În Germania, nins. Unde bă, ești nebun? Unde a nins, mă? N-ai tot treabă. Da, uite, chiar se văd frumos copacii. Deci chiar se văd frumos, frumos. Chiar zici că e iarnă, frate. A venit iarna, iar. Ăți. Că atenție, se îngustează drumul pe... Hai că e bine cum anunță. Dar e ciudat rău de tot, dacă erai pe panda asta de viteză și vedeai X-ul ăla, nu prea mai aveai timp să reacționezi. Așa o fi și în realitate, oare? Dă-ți seama să te duci cu 180 la oră să-ți apară că ți se îngustează banda. Nasolică. Precipitații. Trecem pe banda de accelerare. Că acum 200 de grame înainte de X. Da? Eu am văzut doar X-ul. Dar așa că o să mai fie. X marks the spot, știi? X marchează locul. Așa, da? 3000. Aici se arată cu 100 de metri înainte, nu mai ai timp să reacționezi. Dar hai să vedem sediții la aia, zici tu.
cam 113. Mai e legerea, nu? Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Cum că e mai tare și ajungem să mergem cu viteza sunetului. Hai, n-a scădat nimica. Da-ți acolo dezbrăcat. Te! Mă cunoașteți mai bine. Sigur, ți-a dat să-i țin de aia galbene. Ok. Nu. 112 mile pe oră. Păi stai un pic că sunt mile, nu sunt kilometri, nu? Deci 70 de mile pe oră înseamnă 112. Nice. Și 80. Ce cu 100. Uite, hai să vedem. Aha, uite că ți-a arătat semnul. Dar uite, deci tu ți-arată semnul la 50 de metri, frățioare. Hai că mă urc pe ăsta. Deci la 50 de metri ți-arată semnul, ești nebun. Deci n-ai timp dacă aveai 180 la oră. În realitate nu cred că e așa, n-are cum. Ce nu cunoaște drumul și dă blanao ca un nasol. Zici că plătește cu jeeponul. La zboară. Apare vreo de-aia, un semn de-ala. Hai ca 100 la oră, merg încet. Legal aproape. De mers. Mai am. Costă 14 km până la destinație.
Arată în dreapta. Es ist wirklich heiß hier drin. Na, nimic. Acum vine unul, bă, trage pe dreapta, dă aerul condiționat, repară, că te bat. Dă pe 22 de grade, că nu mai pot. Am făcut lac aici. N-am cerut piscină în microbus. Vreo 4 ore. Da. Mai jumate de rezervor. Ok, bine. Cine pe banda asta? Well, până la punct. Au, ce-a frânat ăsta, frățioare. Ca la balamuca a frânat ăla. Uite, iar se subțiază banda. Voi ce culoare recomandați? Am văzut o grămadă de culoare, frate. Am văzut de la Aerocool, de la Corsair. Vreau să fac discotecă în carcas. Cu LED. Tare, era acolo un dâmb de zăpadă, chiar l-am simțit. Ia uite-l pe ăsta cu ce viteză vine, Gogule! De unde vii, mă, mâncați așa tare tot tău? BMW! Și mai vine unul. Ce nervos sunt ăștia. Dacă te faci în dreapta. Ei nu-i vezi în oglindă, frate, fantome. Apar așa dintr-o dată, bum! Unde mergem? În Koblenz. Nu. De la mi-am comandat NHD 15. Dar zic culoare de-astea normale. Nu, că NHD 15 am comandat culoare de procesor. Dar zic culoare de carcasă. Culoare. Na, câte să-i pun culoare în spate. Exhaust. Și am văzut că un cooler de la frățioare de la Noctua e un milion de lei. E wow. Dar alea cred că n-au morte, țin alea 15 ani de zile.
Ua. Da, alea sunt cele mai bune. Dar n-au LED. Văzusem o treabă mișto de tot. Că era un titlu, How to properly RGB a case, știi? Cum să pui LED-uri și luminițe în carcasă, în mod corespunzător. Adică nu să faci, cum zicea el, barf rainbow. Și văzusem, chiar dacă ai culori de ala care nu are LED, puteai să-i pui un dispozitiv care se monta pe culori și îi dădeai, îi dădea lumine de la LED, se reflecta în culorul respectiv. Se vedea foarte mișto. Uite ce mișto se vede, se vede apa. Încă n-a înghețat. Nu suntem în Alaska. Nero. Trapper. Unde se de follow? Chiar mișto, mișto să vedem. Wow. Take a break. Nine. Ceea ceva de pauză de țigară. După 400 de km ce gata, de fapt pe 300 de km ce gata, Gogule, hai trage pe dreapta, trece și fumează țigarea, bea cafeluța, 5 minute pauză. Și am scos LED-urile că mă deranjează, dar la al doilea, pentru că l-am pus într-o parte, și nu se văd. La al doilea nu, pentru că l-am pus într-o parte. Aha. Da, oricum poți să nici nu-i pui LED-urile, știi? Am impresia că vine cu două mufe.
căldurică, la căldurică, mai bine să mor de cald decât de frig, cum era? Sau mai bine să mor de frig decât de cald? Că gata, în sfârșit am ajuns la destinație, m-a ținut ăsta într-o căldură. De-abia aștept să mă duc să sărăcesc acum instantaneu, știi? I-am ținut în căldură, au vreo 40 de grade, am să iasă direct la frig. Îi dau game over. Că ce? Am ajuns de vreme? Da. Hai, jos. All done. Nu, nu sunt de marketing, adică arată foarte bine. O carcasă cu LED-uri chiar poate să arate foarte, foarte mișto. Dar, da, poți să zici că și de marketing. Gata, am terminat. 7000 experiență, yeah. Nu m-am odihnit. Am luat două radare. Mai conducem iarna? Hai să mai conducem iarna, că chiar a fost mișto, nu? Conducem de aici. N-am mers, mă, în Luxemburg. Tot parcă aveam impresia că mă lăsăm în Luxemburg. Hai să mergem în Luxemburg. Let's go. Let's go, people. Yes, yes. Nuremberg. Nein. Ja, ja. Mă, ce înseamnă Danke sehen? Albert. Nein, nein. Das Ticket. Bitte schön. Sehr freundlich. Hallo. Sie wollen freundlich, nicht wahr? Das haben wir. Ich tue sicher, das haben wir prieten. Freundlich. Panorama, unde vrei să ajungi? Nu. Că băt nimic. Băt nimic. Ich hoffe, ihr Fall. Mahlzeit ist das Gelände. Let's go, la căldurică aici, la 26-28 de grade, haide, pe maxim, let's go. Let's go, people. Deci ceasul e două, hai că avem timp. Nu se noptează. Deci chiar poți să faci discotecă în carcasă, frate. Bagi niște memorii pe LED, bagi coolerul să fie pe LED, bagi coolerul de spate sus jos să fie pe LED și poți să le pui într-o armonie așa, știi? Se aprinde unul, se aprinde al doilea, al treilea și tot așa. Foarte, foarte mișto, poți să faci o treabă chiar tare rău. Și dacă ți-ai mai luat și o placă de bază care are și aia LED, e super, super tare faza. Danke schön. Oricum am văzut că poți să-ți cumperi și culoare fără LED și cu LED, depinde. Și sunt culoare
De mai multe feluri, sunt culoare cu LED, adică într-o singură culoare, nu știu, roșu, albastru, verde, whatever. Și mai sunt culoare A, R, G, B. Deci sunt culoare RGB, R, G, B și A, R, G, B. A, R, G, B mi se pare că înseamnă all colors, toate culorile, ți-l face acolo curcubeu. Foarte, foarte tare. Văzusem de la Aerocool. Uh-oh, nu mai avem benzină. Dar hai că ajungem, cred. Dar și scump pe frățioare. Vreo 400 de mii un cooler de ăla. Deci e wow. Iară comentează ăștia că e prea cald. Hai, lasă, stați acolo. 242 de kilometri. O să leșinați de cald. Dar frumos, frate, deci nu se compară la grafică cu niciun joc de ăsta de mașini gen Euro Truck, American Truck. The Crew arată foarte bine iarna, la fel și Forza Horizon 4. Dar la grafică, ăsta rules. Ce fel de culoare ai, domn Cristiano? E pe lichid sau pe aer? La 8700 cred că nu îi mai pui din o treibă culoare. Lichid, super tare. E pe gaz. Da, restul, dar să știi că au făcut ăștia, au inventat ăștia un cooler pe gaz. Adică îți ia căldura și o transformă în vapor și o ridică și după aia o transformă în lichid sau ceva de genul, nu știu exact. Da, îți dai să vezi cât arată coolerul, frățioare. Zici că e acordeon? Zici că ți-ai pus calorifer în calculator? Deci atâta e mcația și coolerul. Da, asta o să fie viitorul la cooling. Nu, chiar e pe bune. Dai pe YouTube Next Gen Cooling să vezi ce ți dă. Dar deocamdată e în fază de proiect, nu l-au patentat, nu l-au pus la vânzare. Dar funcționează foarte bine, ci că numai că este huge. E uriaș. Deci e de bază, frate. Deci chiar este de bază. Mi-a uitați-vă cât de bine poate să arate iarna.
super, super. Drumul ăsta e chiar mișto. Ăți, Johnule. Se mai schimb ștergătoarele astea, că eu uite-te-și cum fac. Asta, culoarele au zi, ștergătoarele, hai. Stop. Dacă nu o să mai vedem nimic în curând. Eu credeam că e de la radio, sincer, dar de fapt sunt ștergătoarele, știi? Știi ce mai era mișto? În momentul în care ai pornit mașina și e foarte frig afară, să vezi, frate, cum se dezgheață așa parbrizul. Visăm, nu? Visăm la jocuri de-astea. Eu ți-am spus, dar eu nu, am zis că e pisica lui Lupu pe aici. Mi-a una că nu i-a dat lapte. Dar tu nu, radioul, Brutus. Batman. E popă, mă, nu e mai Batman. Ce mai făcut, Lupu? Ai terminat Mad Runner-ul. Adelina Kim, salut. Yo, mura. Mura, people. Bolani. Ai mers cu ele pe escat și de aia scârție pe uscat. Acum pare chiar esticat. Mă, da. Da, posibil. Încă 4 hărți și după aia te bași pe SnowRunner, tu le iei în ordine, că ia să vedem. Întâi a apărut Mad Runner-ul și după aia a apărut SnowRunner-ul, joc tot Mad Runner-ul și după aia mă bag pe SnowRunner. Ai mai făcut ceva în SnowRunner? De când am jucat ultima oară, cred că n-ai mai făcut nimic, a?
că aici nu mai ninge. Ah, ce chestie. Ce tare. Ați văzut? Porțiune de zăpadă așa. Știu eu ce spun, iasă. La ștergătoare am o ureche. Nu îți spun, nimeni nu mă trece. La ștergătoare sunt campion mondial pe sate. Bun asta. Mondial pe sate, îmi place. Că nu, întâi e Spin Tires și trebuie să-l joc și pe ăla într-o zi. Că nu n-am făcut nimic, întâi să-mi termin Mudrunner-ul, nu amestec în jocurile. Am înțeles. Tu cred că aștept să mai bagi ăștia niște hărți noi în SnowRunner și după aia, ca să știi că ai o treabă, știi? E ca și cu filmele. Te uiți la un serial favorit, s-a terminat sezonul, aștepți până la anul să mai bagi încă unul, să-l facă tot și după aia te uiți la tot sezonul deodată. Hai, mersi frumos de like. Yo. Apropo de seriale, s-o fi terminat Game of Thrones cu totul? Gata? Că locul cerul merge cronologic. O ia de la primul Mudrunner. Ca și ceasul vețian. Da. Na, te plictisești la un moment dat în Mudrunner, adică transport lemnul de colo-colo pe mlaște și cam atât, altceva nu mai e de făcut. Dar e frumos că sunt o grămadă de vehicule, asta e interesant. Că dacă jucăm cronologic, jucăm întâi Spin Tires, apoi Mudrunner și apoi SnowRunner. Spin Tires a apărut acum, cred că 10 ani. Asta cred că nu mai pupăm noi seriale, gata. Ne uităm la ce a mai apărut. Și ne place, nu ne place, ne uităm și la alea. Ne plictisim. Revedem filme vechi. Ce părere aveți de jocul ăla cu Terminator? Am făcut acum un joc nou. Terminator și nu știu cum se mai numește, Terminator Salvation sau nu știu. Foarte mișto arată. Deci că eu nu m-am plictisit deloc. Fiecare hartă are provocare, mă chinui la ultima droaie. Să nu culita mai camionul și mă cap de lemne. Ne uităm la serial Corona Gaming, forță, yeah, hai că rămân fără benzină, bros. Ui, 123 de kilometri. Ok, joc terminator. L-ai jucat?
31 de grade. Cum a trecut poliția pe lângă tine, dar să știi că a trecut... Nu-l ține tabla, cred că pe Volkswagen-ul ăla sau CRL. Dacia 1310. Bună Dacia. Sport. E-he. Wishlist, nice. Mi se pare că a apărut și la Neacostec acolo varianta ok, ca ultima care am încercat-o era plină de virus. Bine, n-am încercat-o, doar am downloadat-o. Dar chiar arată mișto. Vrei să decolezi? Hehe. Eram și în vale. Nu mai aveam mult și decolam. Da, cred că ajungem cu benzina asta. Dacă nu, ai, rugăm pe cineva să ne tracteze. Vine cu cisternă, ne tractează. Te întreabă un rus pe YouTube de unde ești. Privet, România. Trebuie să văd care era link-ul ăla, frate. Era un link unic în care puteai să vezi chat-ul pe live. Nu mai trebuia să deschizi de fiecare dată o sesiune nouă. Au schimbat ăștia la YouTube o grămadă. Au stricat tot. Pe tot. Upsi, suntem cam pe zero. Și benzinărie nu văd. 56 de kilometri. Almost out of fuel, mate. Mm-hmm. 49. Bă, dar nicio benzinărie, bă, băiatule. Consumul ăsta ca la balamuc? Merg pe vapor, cred că. S-au stricat, da, clar. Ce vorbești, mă, le-a trebuit ani de zile să se gândească, bă, mai sunt ăștia, știi? Care mai fac creator insider, prostii de genul... Mai aduc niște vești noi, ce mai fac pe YouTube și ce au zis, hai să facem un canal creator insider și anunțăm acolo totul. Bă, deci, dita mai YouTube, frate, dita mai compania, făceau într-o cămăruță de-asta, albă, ca la nebun, frate.
Nu tu un poster, nu tu nimic, mă. A trebuit ani de zile ca să-și dea seama. Bă, stai așa că suntem Ita mai compania, frate. Trebuie să facem aici, în spate, să se vadă frumos. Le-am scris într-o zi, zice că, bă, păi ce faceți, bă? Și au băgat acum un tapet de la obosit, oribil, frate. Nu știu cine-i designerul la aia, dar... Bogdan Drăga, mersi de follow. Hai că rămâne fără benzinică, băieți. Uite, sunt pe roșu aproape, să bag cioare 22 de kilometri. Și mai și urc acum, m-am scos. Nu mi-a dat. Cred că ba mi-a dat ea. Cred că 28 scrie acolo. Ia uite-l pe ăsta cum s-a băgat, gogule, ce era să mă ardă. Ia să-mi dacă a scăzut sub 28. A scăzut la 26. Nu. A, nu, sunt 28 de grade Celsius. Măcar ajunge la destinație. Pe jos! Ah, ha, 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 ha. Ah, rămas fără combustibil, boss. Lasă-mă că mergem și pe jos. Și că cei de la serie au trimis o mașină cu combustibil. A prinde pomul de Crăciun, domnul. Stai așa să-l montez. Deci nu se mai accelerează. Mi-a dat benzină, dar nu se mai accelerează. Cred că trebuie să o pornesc. Stai așa că nu merge. Era motorul oprit. Și că cum vrei să-ți accelereze, pornește motorul. Au ce ninge aici, de rupe. Andreiros, atenție, decolăm, da. Am zis că mi-ajunge, bă. Mai aveam jumătate de rezervor sau nu știu ceva de genul. M-a zis 200 ceva de kilometri la drum întins. Dă-o încolo de treabă că ajunge, dar de unde? Că mănâncă ăsta ca la balamuc? Terminator Resistance, așa ăla era. Stomacelul.
frumos, uite, aveți zăpadă aici. Era mai mult de vreme. Yay, all good. Nu mai nimeni? What? Ah. Coborăm pe partea asta. Complet. Aer condiționat plus 10, normal. Speed limit maintain. Spor la treabă, eu mă retrag, mă rog să schimb discul la circulare să fac un treabă. Aha, bun, bun. Baftă, man. Să mai pun niște cafea. 3.35. Nu. Original. Care-i treaba cu original? Flixbox. Shata și free play. Ia hai să încerc un Flixbox. Vreau new. Vreau diri la tot. Așa și mergem în Stain Hood ăsta. Hai să mergem cu manul. De data asta. Precipitații, dinamic nu. Hai să vedem postaci, că ăsta e cel mai rău. Be right back. O să mai pun niște cafeluță. Vin și eu acasă, sper să văd cum se mai bate până la urmă.
cică să te mănânce un zombie la bucătărie. Ia auzi, mă, pe lupu. Eram băgat zombie, nu știu dacă... Ați fost... 7 days, au venit aia, domn Cristianu era sigur că era cu popcornul în dinți. Unul din 5. Hai să conducem originalul, man. Ah, dacă n-am băgat butoanele. Am fost și rași cu focul, da, știu. De Intercity sigur. Ah, am uitat de muși. Am uitat de uși. Ok. Aer condiționat. Gata, să nu mai urlați. Ah. Vitezele, am uitat vitezele. Ok, let's go. Cu autobuzul. Let's
Ce-mi place la autobuz e că, bă, vezi de sus frumos totul. Ca și la jeepanuri în viața reală, dacă ai un jeepan, vezi altfel. Numai că nu cred că mi-ar plăcea să am un jeepan în viața reală. Parcă n-am stabilitate cu el, frate. Valentina Bozu, mersi frumos de follow, binevenit. Și ce mai faci? Și ce mai zici? Hăți, Ionule. Deci că e un ceas de la... Ce te mai jucat, domn Cristianu? Renegade. Tu vrei Jeep-ul renegat, nu? Mă enervează semnalul. Stai că trebuie să punem cursa. Hello. Da. Stai că trebuie să deschidem și la bagaje. Unde era aici? Steinhuder. Pe bune? Nu știam. Mergem în Steinhuder, înseamnă. Bete. What? Morgen. Hallo, fahren Sie in meine Richtung. Yes, yes. Hier, danke sehr. Bete, bete, Let's go, ladies and gentlemen. Două și două de grade, să nu mai țipe nimeni. Am închis aia de bagaj, am închis, bun. A terminat Far Cry 5, foarte ciudat s-a terminat, urmează să termin Dishonored 2 și apoi Resident Evil 1, 2 și 3. Wow, Far Cry 5 foarte, foarte mișto. Nu? Și da, sfârșitul a fost... depinde, sfârșitul am impresia că poate să aibă mai, poate să aibă mai multe sfârșituri. Depinde de ce acțiuni face în joc. Da, a fost genială faza, nu? Deci mie mi s-a părut un sfârșit genial. Sandu. Ne pare rău, clubul de gay mai încolo. Acolo e pentru tine, Sandu. Acolo cu siguranță o să găsești un băiat de treabă care să te termine sau să-l termine. Acum depinde, după preferință, știi? Da, cred că vrea să te termine, că din moment ce ai început cu chestii de genul, e clar. Asta e banda de... Și din cauza ta am greșit banda.
mai e problemă. Te amuză când a zis de gay imediat, ești cu zâmbetul până la urechi, aulă, dar abia aștept, zici tu. Era o vorba aici, să te jur singur. Cam asta ai făcut. Prostia se plătește, știi cum e, nu? Dacă ar durea... Aoleu, cred că ai fi în chinuri. Ai fi în chinuri. Că vrea și el și nimeni nu vrea să-i dea. Corect. Ne, răbdare. Clar. Nu, Cristian, eu dă direct, că hai, du-te de aici, du-te de aici, că știi cum e aia, umbrești pământul de pomană. Dacă ești un pic deștept, cred că îți dai seama ce am vrut să zic, dar nu cred... Nu cred că s-a prins beculețul încă. Corect, nici măcar nu știe să scrie. Da, vina pe învățământ, dar cred că la tine e alt caz de cum te naști. A, da. Ui, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ia să vedem. Oh my god. Ce hal se mișcă. Ia să vedem. Hai, mi-a pare și mi-a arătat pe ecran sau nu? Oh my god. Ce și-a luat? Fanboy Simulator, super tare. Forță. Cineva a folosit linkul nostru de Instant Gaming. Yeah, boy. Vasileică, salutare, man, salut, de fapt nu, yo, what up, man? Asta face școala online pe YouTube, da, probabil. Bă, nu, că dacă făcea școala online pe YouTube era mai deștept, în pana mea, aia chiar fac școala acolo, nu, pe Google, pe astea. De grade. A, las că e bine. 73 de grade. Gogule, mai ușor. O ținem mai jos. S-a născut degeaba. Așa se pare. De fapt, nu s-a născut degeaba, frate. No. S-a născut să fie... o slugă a societății. Dacă de deștept e, cred că o să ajungă măturător, până și ea să mai deștepți, au mai mult de 4 clase.
76 de grade. Focule, luăm foc. Da. Luăm foc. No, deci trebuie să să-i cumpăr un cooler sau să găsesc un cooler mai vechi. Se pare că mai am o carcasă. Țara are nevoie de proști. Ba, ai dreptate, să știi, lupule, chiar ai dreptate, frate. Așa te vrea guvernul României, să votezi și atât. Votul tău face 5 lei. Du-te și votează, Sandu. Cu cine vor aleșii noștri. Ia uite, mă abonare să scrie, frate. Bă, ai grijă că ne arăți cât de deștept ești. Ce să-i faci, mă? 75 de grade. Let's go, nule. Cristiano, ai jucat Metro, ultimul Metro. Poți să-l cumpere acum super ieftin de pe Epic Games, undeva la 7-8 euro, cred. Bă, de ce genial prețul. Și jocul e wow. Dar ce merge asta cu 7-7 la oră? Deci dacă vrei să depășești limita, nu poți cu asta. Decât în vale. 84, hai că am prins viteză. Ce de memorie mănâncă ăsta? Aproape 11 giga. Jumate. O stau un la oră. Yes, am depășit viteza.
și jocul ăla, Metro, chiar poate fi jucat pe detalii maxime. Băi, merge blană, frate, nu-mi venea să cred că de bine se poate mișca. E super, super tare, chiar vă recomand să încercați seria Metro. Te joci noi depășire? Hai de tare. Termin cursul asta, trebuie să mă bag în SnowRunner să vă constă cu temperatura dacă depășește 75-80 de grade, e prea mult. Sunghiță. Au, 75 de grade. Îți, Ionule! Nu mai vrea calculatorul meu deloc, gata. Ia foc, săracu. Hai să mergem cu 70 la oră, așa. Plictisitor jocul? Cam asta e despre jocul ăsta, faci curse, te duci de colo-colo. E fun să conduci. Na, pentru cine iubește condusul, e un joc excelent. Dar dacă ești cu acțiune, cu chestii, cu PUBG, cu astea, da, dai seama că e plictisitor, nu vezi acțiune. Mie îmi place să conduc și în viața reală, deci de-al și joc. Dar, oricum, îți urăm binevenit. SnowRunner-ul îți place? Și ăla îl consider plictisitor?
de aici nu mai putem să facem live cu jocul ăsta, clar. Trebuie să mă duc să-mi comand un cooler. Până atunci trebuie să văd ce culori găsesc eu pe aici. Știu că mai am o carcasă veche, cred că o să fur culorul de acolo. Și să-l montez, că nu... Deși mi-e o lene să desfac carcasa aia. Asta are vreo 20 de kg carcasa asta, mâncați așa tentul tău, de-abia am... Bine, glumesc cu de-abia am ridicat-o, dar faci șernie dacă nu ești atent. Jocul este minunat. Mă plictisesc atât de tare că mă duc să mai sap la groapa mea. Am înțeles. În Hydronieră. Săptămâna viitoare, ziceau ăia de la Valley Computers. Scria că vine în 5 zile placa de bază. Au trecut, cred că, 5 zile. Acum nu știu ce înseamnă 5 zile lucrătoare sau 5 zile... 5 zile lucrătoare, da. Luni, marți. A venit o singură componentă, nu știu de ce. Salut, Boș, ce mai faci? Salutare, Zicanu, Cristi. Eu, ce să fac? Mă plâng. Asta fac în ultima vreme. Încep să crape toate pe calculatorul meu. Noroc că am comandat altele. Mergem cu 65, că așa măcar merge bine. Nu mai înghite FPS-urile. Nu mai patinează. Ce mai faci? Se întâlne pe bandă întâi. Merg atât de încet. Și aici 8 la oră. Până și Dacia 1310 mă întrece la viteza asta. Oricum, un procesor poate să ducă lejer până în 80 de grade. Ai 85, dar mai sus nu prea e bine. Dacă ajunge la 90, deja e nasol, e rău de tot treaba. Intră în throttling, se încinge foarte tare, nu mai face față. La mine deja intră în throttling, iau, de la 76, deja trebuie să merg încet. Îl ia cu amețeală dacă îi dau viteză. Mare deasupra, nu știu dacă se dau la viteză mai mare. Se aude pe live? Ia să-mi spuneți dacă se aude pe live.
mamă, ce s-a încins ca 4 ești nebun. Ca la balamuc. Hai că i-am dat mai tare. Mișto carcasa asta, deși e veche, are un control de turații la culoare. Pe snoran când te bagi, mai pe seara așa, mai până la 8. Adi bebelea să trăiască. Ce mai faci cu mine în România? Te-ai plictisit deja? Mm. 73, hai că acum e mai bine, uite, 72-73, nu se mânge în 75-76. Se aude culorul, se aude calculatorul pe live sau? I-am dat robinetul, am mai dat drumul la robinet. Deși e în verde, mă uit. Face față. Începe să măcăne, să păcăne.
ajungem imediat 14 km. Nu, Cristian, am revenit. Bun, așa. Stenhuda. Cam așa stau acum, e bine. Să-i dau și mai tare. Așa, ușor, adică să nu luăm stâlpi. Să nu ne urcăm pe bordură. Forță! Bulie! Forță cooling! Hai că nu ne-am urcat pe bordură. Yep! Am ajuns repede! Come on, come all! Well done, bebe! Păi stai un pic, de ce zice logout? Ce, n-am turnat cursa? Mii de data asta am luat o cursă mai mică și mai multă experiență. Nice. Și acum hai să intrăm în SnowRunner să vedem cum se comportă. Pornim și noi un pic. Ferenc Calanios, mă se follow. Oho, aici prăjim cartofi, cred că. Ia să vedem cum se aude pe live. E bine. Simt mai tare. Ferenc Calanios, mă se follow. I-am dat și mai tare. Aici prăjim cartofi, cred că.
15, ja. Okay, 68 de grade. Global map. Drone lens. Frumos, dar stai așa că nu e bine. Mai ne mocelim și noi azi, nene. Da, da. Nene. Ne mocelim. Royalul. Unde mi-e Ancu? Unde mi-este Ancu? Caterpillar, Derilong, unde e Ancu, frate? Da, hai să intrăm cu unul, nu contează, Struck. Caterpillar, hai. Ce e 6 de grade? Mother Russia! Noaptea, nu ne place noaptea. No! Пожаруски, давай, давай. О, am apăsat accelerația și a frânat. Ia uite-l. Stai că am apăsat pe volan, a luat o razna. Merge singur, frate. Volanul nu prea... Nu mă acceptă volanul. Culmea, am temperaturi mai mici aici, 68, 69, 35. Ia cum s-au de pe live. Am apăsat pe volan, a luat o razna. Merge singur, frate. Volanul nu. Nu e ok. Ținem așa. Avem o cisternă. Ce parking-ul e? Oho, dacă-i de mers. Drumurile sunt sub apă. Și 8 de grade. Chiar ok temperatura.
Ce mișto a apucat ăștia camioane fără basai că mi-a apucat asta. Ai văzut? Și aici o legare. Ce vorbești mă până lângă acolo? Dar chiar arată mișto, mișto. Mother Russia. Ce e acasă? Ce e chestia? Ah, e un stâlp nou. E un stâlp aromat și acolo e un pod. Ia să ne uităm noi în Alaska. Pedro Bay. Moin veni. Deci asta consumă mai puține resurse decât ăla, bine, era pe ultra. Aha, că e bine. Trebuie să mai rezistăm până luni moți. Bine, bros, ne vedem mai încolo, and ladies. O să mănânc și ne vedem diseară. Vă mulțumesc frumos de vizionare, poftă mare tuturor și ne auzim. Yo.